În urmă cu o săptămână, la cafeneaua Poseso a avut loc un act artistic cu valențe umanitare. Claudiu Cărățeanu, administratorul locației, a organizat un spectacol de stand-up comedy susținut de Marius Gheorghiu, cu scopul asumat ca intrarea și sumele strânse din consumație să fie donate Alinei Coșovliu, o tânără care are mare nevoie de ajutorul comunității. Show-ul a debutat la ora 20 și timp de 2 ore, cei aproape 50 de spectatori și consumatori prezenți s-au delectat cu momentele spumoase ale protagoniștilor show-ului. Am făcut accident cu BMW, era iarnă, vremea colintelor, frumos, știți cum e? Interesant. Există localități în România unde, nu vreau să exagerez, oamenii sunt atât de săraci că spune indicatoarele de pe stradă. Da, nu e glumă. Deci la noi în țară uneori poliția fură radare. Deci așa de sărași suntem, vă dați seama, mergeam regulamentar, aveam 50, ok, tot în regulă, n-au fost indicatoare pe partea dreaptă, a fost curbă la stânga, n-am văzut-o, am luat-o înainte, am devenit pilot. Am ajuns în hăul la nimeni, nu m-a crezut că am făcut accident, erau colinde pe fundal și în momentul în care i-am sunat și le-am zis, frate, am făcut accident, pe fundal se auzea, o ce veste minună. Nu m-au crezut, a venit poliția, am vorbit cu ei 25 de minute la telefon, unul îmi spune, a, sunteți la 300 de metri de noi. Ești prost? Zic, înseamnă că ajungeți în 3 minute într-un sfert de oră. Păi de ce? Nu pornește Loganul iarna, mă. În final, din intrare, consumație și din urna amplasată în local, a fost colectată suma de 2830 de lei, sumă care a fost donată Alinei Coșovliu.